că am niște păreri, niște lucruri, mi le-a dezrădăcinat pe toate. Așa că, pentru această primă întâlnire cu femeile care îmi scriu și care vor să învețe să se marcheze, eu le-am pus filmulețele, au văzut, știu despre ce este vorba, tu știi foarte bine cum o fundă. Ideea este, educația asta în acest domeniu ne ajută să evoluăm, ne ajută asupra propriei imagini, ne dă așa o încredere de sine. Asta ne-a propus să vă vorbesc. Așa. Și așa. Cum pentru introducerii, Marian, și-o găsite toată unitatea cu vederea ține. Și mi-a dat să vedeți de rău. Da, nu, doamne, nu era de rău. Am să vă spun că încrederea de sine, dacă se depoate ce fiți cu noi, nu există. Așa cum și iertați-mă din nou. Praf, da? Da. Din nou. Vreau să spuneți, vă rog din suflet, să fiți cinstite. E vreuna dintre dumneavoastră care s-a dus într-un loc, știind sigur că reușește într-un domeniu? Mulțumesc foarte mult. Singurul lucru pe care poți să-l faci, da, este să te duci și să dai în fața lui Dumnezeu și fața angajatorului sau în fața celui care așa mai ajunge. Tot ce se poate rănește, da. În ceea ce te privește, ai făcut tot ce se poate. Nu cred în optimism. Nu cred în fericire decât punctual, adică ea se întâmplă și trece, se întâmplă și trece ca oriceva de mare. Ce crezi? E cineva care ce a zis asta? Cred în consecvență, în disciplină, în lucruri făcute cu dăruire, cred în pasiune și cred cel mai mult și cel mai mult și cel mai mult în capacitatea omului de a trăi prin iubire și pentru a fi. Asta am zis și eu până la urmă, că eu am lucrat înainte și am cumpărat unul unde am pus la cumva cu ce trebuia. Cât se lucru și are pe fizica o zi. Noi ne-am întâlnit la jumătatea drumului, eu am nevoie de ea, ea are nevoie de ce vrei să spui, Doamne ajută! Doamne ajută! Nu, ești tu nici... Da. După o anumită oră nu mai am sau oricândcea. După o anumită oră nu mai am viața mea. Mi-aleg o oră și o dată mai mult. Ce-ți mai dorești? Ce-ți dorești să faci? Ce planuri de viitoare? One step at a time. Mi-am văzut colegile care acum nu prea vedere cu ele, spun viitorul este minunat și când totul va fi bine, nu știu dacă va fi bine. Ideea este că fie bine, să facem tot ce trebuie să fie. Nu știu ce se va lua. De ce nu crede în fericirea imbecila idiotului care se prezintă în fața dumneavoastră? Nu există. Ai tot timpul o problemă, un ideal, un ceva, un pop, un soc, un ceva. Chică ți se sparge o țeavă, o, da, e o problemă, poți fi fericit. Iată cum curge această țeavă. Și tu, moșo, moșo, cocoloșo, toți ăștia. Pălării. Și ce zice? Nimeni nu aparține nimănui. Zici. Și exact, evităm asta cu trăitul, pentru că trăitul mi se pare prea complicat. Trăitul nu se citește la carte. Decât în cazul în care carte îi cărtăresc.